Bună seara tuturor! Începe o nouă ediție România Te Iubesc! Astăzi discutăm despre cultură, unul dintre cele mai slab finanțate domenii în România, care însă a început să aducă în mai multe comunități dezvoltare economică, turism și o creștere a calității vieții. Intrăm într-un teatru care epuizează biletele la doar 10 minute după ce le pune în vânzare și vizităm unul dintre orașele care a început să atragă turiști străini după ce a investit în amplasamente pentru spectacole. Dar mai întâi ne oprim în București, unde două comunități de artiști au readus la viață mai multe spații părăsite și lăsate în paragină din două clădiri emblematice ale capitalei. 8 din 10 români nu se duc niciodată la teatru. 7 din 10 nu intră într-o sală de cinema, într-un muzeu, expoziție sau într-o galerie de artă. Suntem constant la coada clasamentului european când vine vorba de consumul cultural. În tot acest tablou gri, în ultimii ani au început să apară mai multe pete de culoare. De exemplu, la Timișoara, oamenii au stat la coadă până în ultima zi să-l vadă pe Brâncuș. Până la ce ora zi dumneavoastră, ca să fie zile? Lumea 6:30. 6:30. Al cincilea. La Teatrul Național din București, peste 80% din spectacole se joacă cu casa închisă. Și o întrebare prostească. Cumva bilete la câțiva oameni distanță de tine? Nu. Sunt exact același lucru cum a întrebat și doamna înainte. Sunt doar două exemple ale unei efervescențe culturale care pare să anunțe o schimbare de tendință. Așa că ăsta este rezultatul, rog. Suntem în casa presei la etajul 2. În urmă cu câteva luni, acest spațiu plin de viață era părăsit și lăsat în paragină. Așteptăm în seara asta undeva la 350 de oameni. Mâine probabil că o să mai vină încă vreo 150 de oameni. Anul trecut, Dani Gherca și Michele Bresson, doi fotografi cu multe expoziții la activ în țară și în străinătate, au convins imprimeriile Coresi, o companie de stat care ține de Ministerul Culturii, să le închirieze un etaj dintr-o aripă a clădirii pe care nimeni nu o mai folosea. Este cu siguranță o clădire de neocolit pe care de cele mai multe ori o vezi din exterior. Treci cu mașina, vezi Casa Scânteii, mă rog, Casa Presei Libere, dar nu-ți imaginezi ce s-ar putea afla în interior. Toată lumea, hai! Au adunat în jurul lor o comunitate de artiști, și-au suflecat mânecile și s-au apucat să renoveze spațiile. Au transformat încăperile prăfuite în ateliere și galerii luminoase și primitoare. Și odată cu această inițiativă, cred că am facilitat și accesul unui public mai larg în clădire, și nu doar în clădire, dar și într-un context de evenimente culturale. Avem 12 ateliere și 3 galerii, un spațiu dedicat pentru concerte, concerte de muzică live de timp de zi și seară. Odată la câteva luni, artiștii își deschid larg ușile atelierelor în care creează și primesc pe oricine este curios să le descopere lumea. Pot intra oameni să interacționeze cu noi, că asta ne dorim și pe viitor, să apropiem cât mai mult munca noastră de oamenii care vin din exterior și n-au mai întâlnit asta. Este felul lor de a atrage un public cât mai larg în lumea artei, o nișă pe care mulți o ocolesc de multe ori pentru că nu o înțeleg. Și asta a fost una dintre mize, măi, o să vină oameni sau nu o să vină? Și aparent vin oameni. Și ăsta, de exemplu, e un atelier de artiști? Aici un atelier de artiști, da, al Teodorei și al lui Claudiu. Bună. Ușile sunt deschise și publicul poate să intre, adică toți artiștii sunt dornici să intre în contact. Și un dialog de genul ăsta te ajută și pe tine ca artist să-ți dai seama unde te plasezi exact. Atunci când știi să explici oricui ceea ce ai făcut, înseamnă că crezi și ai făcut cu sinceritate ceea ce ai făcut. Apoi, la finalul zilei, ce înseamnă cultură? Ce înseamnă să fii artist? Înseamnă la finalul zilei, dacă o faci foarte bine, mai ales la noi acum și asta ne dorim, să aduci un fel de lipici social. Anul acesta vor să închirieze încă un etaj părăsit, iar pe viitor au un plan renovarea curții interioare. Vor să creeze un ecosistem cultural format din galerii, ateliere, cafenele, biblioteci, teatre, spații pentru copii și spații de lucru. Transformă astfel niște spații până nu demult închise publicului într-un reper turistic care să pună capitala pe harta culturală a Europei. Cam toți dintre noi au trăit prin alte locuri, fie că au făcut școli sau diferite alte activități artistice prin alte țări. Și avem acest orgoliu, dacă ne-am întors în București, să construim o instituție care poate să aibă un ecou în internațional, cel puțin european. Și ideea acestea. Suntem la Casa Scânteii, este herăstrău la aruncătură de băți. Se poate introduce această etapă într-un circuit mai larg. Nu știu, un weekend te duci în herăstrău, dar te oprești și aici. Și noi, ca practicieni, avem de ales între a ne plânge de milă că statul nu face sau avea inițiativă. Eu am decis că e mai bine să avem inițiativă. Să avem inițiativă și să încercăm să găsim o cale sustenabilă, financiară, astfel încât să putem să rezistăm.
În timp ce artiștii din atelierele Scânteia au planuri mari pentru viitor, o altă comunitate de artiști se luptă cu statul român pentru supraviețuire. Suntem pe calea Plevnei, unde un grup de 30 de studenți și profesori de artă din Germania au venit să viziteze atelierele Malmaison. These are like spaces that are really beautiful, that it's like super nice to imagine to have maybe one day a studio like this. Atelierele au fost înființate în plină pandemie, când un alt grup de artiști a închiriat două etaje părăsite ale vechilor cazarme Malmaison, ridicate în urmă cu aproape 200 de ani și lăsate în paragină de stat după Revoluție. Artiștii au reușit să readucă o parte din spații la viață. Cred că era nefolosit de vreo 20 de ani. Vreo 2 șobolani uscați pe jos, mă rog, aplatizat, așa. Da, mult praf, mizerie, pereții spați, mă rog, s-au prefăcut mult, da. În afară de cei 40 de artiști și 10 spații, practic spațiul a fost tot timpul deschis și pentru artiști și din alte discipline și din afară. Cam câți vizitatori credeți că aveți pe aici? Noi am contorizat cam spre 10.000 de vizite într-un an. În doar 3 ani de când au fost înființate, atelierele Malmaison au devenit un reper în lumea artei la nivel internațional. Despre care au murit în primul război mondial. Au fost 8 milioane și încerc să pun 8 milioane de ștampile. Liniile astea sunt cum s-au mișcat trupele aici, de exemplu, e bătălia de la Verdan, e prima care am făcut-o. Au fost curatori care au, mă rog, au curatorat expoziții și la Pompidou și la Bienala din Kaunas de anul trecut și la MoMA. A fost și de la Palais de Tokyo, și la Palais de Tokyo, care este cel mai important centru de artă contemporană din Paris. În decembrie, contractul artiștilor de la etajul 1 a expirat. Proprietarul le-a majorat chiria cu 50% și nu mai vrea să încheie cu ei contracte pe termen lung. Clădirea aparține IPROCHIM, un institut de proiectări chimice din subordinea Ministerului Economiei, a cărui activitate principală nu mai este de mult proiectarea, ci veniturile din chirii, din care supraviețuiește. Nu e normal să ai această instabilitate, să trebuiască din 3 în 3 luni tu să te gândești, se mai scumpește, nu se mai scumpește, mai mi-oferă prelungire, nu mi-oferă. IPROCHIM se apără și spune că asociația prin care artiștii au închiriat spațiile în 2020 ar fi fost rău platnică și că legal n-avea cum să prelungească contractele vechi. Invocă datorii de 32.000 de lei, echivalentul chiriei pe 2 luni. Artiștii spun că este vorba de un pretext ca să fie dați afară din clădire și să se facă loc altcuiva. În 2021, o anchetă România Te Iubesc a arătat cum instituția cu un patrimoniu de 100 de milioane de lei a intrat în vizorul dezvoltatorilor imobiliari. O recunoștea și directorul de atunci. 14-15 blocuri pe plus 11 pe plus cu o parcare subterană. Clădirea, care trebuia de mult introdusă în patrimoniul național, se întinde pe 6.000 de metri pătrați, iar după Revoluție a ajuns într-o stare jalnică. În ancheta din 2021 am arătat cum o clinică medicală a închiriat în 2011 pe 10 ani jumătate de clădire cu doar 60 de cenți metrul pătrat, de 15 ori sub prețul pieței. Firma s-a angajat că renovează clădirea, doar că... Un etaj nu numai că nu a fost amenajat. Dar este într-o stare de degradare mai gravă decât anterior, în sensul că lipsesc ușile, lipsesc sobele, lipsește zona de parchet. În 2021, IPROCHIM era în plin proces cu clinica, pe care l-a pierdut în primă instanță. Noua conducere a institutului n-a mai făcut recurs. În schimb, a prelungit contractul clinicii cu încă 10 ani, contra unei chirii mai mici decât cea pe care o cere artiștilor. Vecinii noștri au semnat un contract pe 5 euro, din care plătesc doar 2 euro. Deci ei, când ați venit voi în 2020, da, ei aveau 0,6 euro. Între 0,6 și 1 euro. Da, și ceva voi în 2020 ați început cu? Noi am început cu 4 euro, cu 5 euro. 4,5 euro. 4,5 aici la etajul 1. Și acum vouă vă cer 7 euro pentru 3 luni. Și inclusiv dacă vrei pe un an. 10 euro pe un an. Deci dacă vrei contract pe un an, ceea ce asta nu înțeleg, că totuși ai nevoie de continuitate și de partea lor. Au zis 9 plus 1, 10. Noua conducere IPROCHIM invocă un raport de valoare potrivit căruia nu are voie să închirieze spațiile cu mai puțin de 6 euro metrul pătrat. Susține că nu este corectă comparația dintre artiști și clinică. Institutul spune că, deși spațiile sunt în aceeași clădire, ele ar avea caracteristici și suprafețe diferite.
Clinica este considerat acum de noua conducere un partener de afaceri solid și, potrivit Iprochim, plătește doar 2 euro din 5 chirie, deoarece și-ar fi asumat investiții de 2 milioane și jumătate de euro. După pauză discutăm despre halele Rebu, un fost spațiu industrial lăsat în paragină de primăria Capitalei. Mai multe asociații cer transformarea halelor în cel mai mare centru creativ din România. Halele Rebu sunt un spațiu industrial părăsit din centrul Capitalei. Ar putea deveni cel mai mare centru cultural din România. Cel puțin asta propun peste 40 de organizații neguvernamentale. Clădirile abandonate sunt ale primăriei și au un potențial uriaș, însă pe ele au pus ochii și dezvoltatorii imobiliari. Aflați povestea imediat. Înainte însă mergem la Teatrul Național, unde cererea de bilete e atât de mare încât oamenii stau la cozi cu orele ca să prindă un loc. Și mergem la ultima replică a lui Klapka. Suntem în culisele Teatrului Național Ile Caragiale. Se fac ultimele repetiții pentru unul dintre cele mai bine vândute spectacole ale instituției. Îl dezvăluim puțin mai târziu. Stop! Anul trecut, teatrul a avut peste 200.000 de spectatori. Doamna Gina lucrează la casierie de 32 de ani și este surprinsă de interesul mare al publicului după pandemie. Când se scot bilete la vânzare, se formează cozi de peste 100 de metri. De exemplu, pe 1 februarie, când s-au pus biletele în vânzare pentru luna martie, era așa, undeva până acolo, la muzeu, la scara de la muzeu. Și asta a ținut la ora 14 până la ora închiderii, ora 19. La începutul lui ianuarie, site-ul teatrului a picat din cauza numărului foarte mare de accesări. Pe mine m-a bucurat treaba asta. Au intrat atât de mulți că s-a blocat. Înseamnă că interesul era atât de mare încât... Ia uite, dorința oamenilor de a veni la teatru o ia înaintea tehnicii. Actorul Marius Bodochi este directorul artistic al TNB. Spune că peste 85% din piese se joacă cu casa închisă. Se vând biletele foarte repede. S-au pus în vânzare. În 10 minute se vând câte 3 săli de 1000 de locuri. La Pădurea Spânzuraților nu mai sunt bilete, nici pentru astăzi, nici pentru mâine. Este sâmbătă, ora 12. Matineul de la Teatrul Național este sold out. Nu mai e niciun loc liber în sală. Aproape 1000 de persoane au venit să vadă Pădurea Spânzuraților în regia lui Radu Afrim. Pădurea Spânzuraților este un spectacol de mare montare. Are mulți actori și este pus în scenă cu scenografii și coreografii spectaculoase. Pădurea nu este însă o comedie ușoară, ci o dramatizare complexă care durează 3 ore. O piesă care aduce publicul în săl de fiecare dată, deși îl provoacă și îl pune pe gânduri, dar care este împănată din când în când cu replici de un umor fin. Dar să știi că pădurea asta m-a dus cu gândul la cartea aia pe care am avut-o de citit pentru bacă. Pădurea Spânzuraților. N-am citit-o, că profa a zis că luăm bacul numai dacă învățăm pe de rost comentariile din cartea ei pe care mi-o vindea vreo 45 de lei. Regizorul Radu Afrim reinterpretează în cheie proprie și aduce la zi romanul lui Rebreanu, care a dat atât de multe bătăi de cap multor generații la bac. Este unul dintre motivele pentru care piesa are atât de mare succes la public. Temerile și trăirile personajelor din primul război mondial se întrepătrund cu problemele societății de astăzi. Te-am văzut cum ai încercat să-i oprești pe cei care au venit să taie pădurea, apoi cum ai încercat să oprești trigul uriaș cu copaci morți după tăiere. Dar era o firmă mult prea mare, mână în mână cu primarul, cu directorul școlii, cu prefectul, cu prietenul tău de are la vocalizare, cu patronul care îi plătește mamei tale în Italia zilele. Teatrul e ca o oglindă și e bine din când în când să uiți în oglindă, să-ți piepte în viața. Salut! În altă sală a teatrului, regizoarea Chris Simion Mercurian își întâmpină publicul. Pune în scenă Nora, o piesă a dramaturgului norvegian Henrik Ibsen. Din decembrie a avut peste 15 reprezentații, toate jucate cu casa închisă. Nora este considerată un Hamlet feminin. Este o piesă esențială în dramaturgia universală. Este un proiect pe care îl avem pentru susținerea proiectului Grivița 53 și jumătate din încasări revin asociației pentru susținerea teatrului. Grivița 53, locul unde în decembrie va fi primul teatru construit de la zero după 78 de ani.
Cris Simion împreună cu soțul său Tiberiu au cumpărat o casă părăsită, monument istoric și un teren pe Calea Griviței, a doua cea mai veche stradă din capitală, și s-au apucat de lucru. Iar accesul în sală se va face pe această ușă. Sala principală va fi deasupra, la etajul întâi. Da. Deci acum, cum ar veni, deschidem ușile și am intrat în sala principală. Da. În 2016 am 2016, 8 ani. Vândut casa bunicii și am cumpărat terenul de aici. Iar anul trecut am început șantierul. Ceea ce ne-am propus noi este să redăm Bucureștiului un spațiu care are legătură cu cultura orașului. Să revitalizăm cartierul, să dăm un exemplu generațiilor care vin după noi. Și-au suflecat mânecile, au scris proiecte și au obținut o finanțare de 2 milioane de euro din granturi norvegiene. Încă 1 milion l-au strâns din donații și sponsorizări. Construim un teatru împreună. Artiști, public, chiar și personaje. În jurul lor s-a coagulat o întreagă comunitate de 11.000 de ctitori care cred în proiect. Artiști, regizori, multe personalități din alte domenii, dar mai ales foarte mulți oameni de rând. Spațiul ăsta va fi un fel de spațiu de primire. Vor fi două săli. O sală principală de 150 de locuri și o sală secundară de 100 de locuri. Proiectul Teatrului Grivița 53 a fost unul din cele peste 5.000 înscrise la una dintre cele mai mari competiții de arhitectură sustenabilă din lume. A câștigat-o. Anul acesta, Tiberiu și Cris speră să strângă din donații ultimii 500.000 de euro de care au nevoie să doteze teatrul. Nu e gândit ca un business, nu e un proiect cu profit. Este un proiect care se poate să se autofinanțeze. Cultura înseamnă sănătate emoțională și mentală și așa cum investești în sănătatea fizică, așa ești responsabil de psihicul și afectul tău. Cartierul creativ. Teatrul face parte și din proiectul Cartierul Creativ al Bucureștiului, un parteneriat public-privat care încurajează regenerarea urbană. Proiectul adună și promovează sub aceeași umbrelă mai multe instituții de cultură publice sau private, mici magazine ale antreprenorilor din domeniul creativ, cafenele și restaurante din 4 cartiere centrale ale capitalei. Membrii militează pentru înființarea în București a unui spațiu de mari dimensiuni, dedicat industriilor creative. Suntem pe strada Berzei 21, la fostele Hale Rebu, un spațiu industrial părăsit care se degradează de la o zi la alta. La PTV, duceți-vă întâi la primărie, să ne dea bani și atunci ai trăsit. Ne întâmpină doi angajați ai Companiei Municipale de Consolidări nemulțumiți că nu-și mai primesc salariile la timp de când compania primăriei a intrat în faliment. Aici nu se întâmplă în momentul de față nimic. Doar le păzim sau se întâmplă ceva cu bunurile primării? Halele și terenul de peste 20.000 de metri pătrați sunt în proprietatea primăriei capitalei. Compania de consolidări își ține în clădirele care stau să cadă întreg inventarul rămas după faliment. A început să cadă, dacă vă uitați de aici, o să vedeți că scăzut toți pereții. Dar când au început? Toamnă și iarna aceasta. Administratorul special ne povestește despre istoria locului. Erau atelierele regale pentru hergelia regală, care era în Cotroceni. Astea? Astea, da. În toată Europa, regenerarea urbană prin cultură aduce turiști, dezvoltare economică și crește calitatea vieții locuitorilor. În 2022, mai multe ONG-uri și asociații, susținute de Facultatea de Arhitectură și de Ordinul Arhitecților, au cerut primăriei să transforme spațiile într-un hub creativ. Astfel de centre culturale în Europa se face un mix inclusiv cu funcțiuni publice de tip, nu știu, o grădiniță publică necesară cartierului. Nu știu, dușuri publice pentru persoane fără adăpost. Tamina Lolev și Andrei Borțun sunt doi dintre cei care vor să le readucă la viață și să le deschidă publicului. Primăria ar putea să spună, am resursă acest spațiu, am resursă o comunitate creativă importantă în București, care astăzi nu are unde să se desfășoare. Adică tu astăzi nu ai în București o infrastructură necesară unor mari proiecte, că sunt festivaluri de design, de artă, că sunt săli de concerte, că sunt săli de teatru, că sunt centre civice. Nu există. Deocamdată în curte se depozitează temirce, de la gunoi sau mașini vechi ale poliției locale până la... În două dintre aceste hale sunt depozitate monumentele de la Curtea Domnească care au fost excavate. Da. Se economisește acoperișul cu ele.
Într-un colț al curții stă aruncată o sală de operații nou-nouță care trebuia să ajungă într-un spital din București. Compania de consolidare a abandonat șantierul după ce a intrat în faliment. În spate găsim multe alte utilaje și mormane de materiale de construcții, iar într-o clădire cu un perete lipsă adună praf fostul parc auto al companiei. Acum toate bunurile trebuie vândute pentru a stinge din datoriile acumulate de compania primăriei de-a lungul timpului. Până și Godei era angajat aici. Iar un meseriaș avea 4250 de lei. De la căminele de urcând mai sus spre șeful de echipă. În momentul când eu am intrat în insolvență, aveam 500 de angajați și nu știam unde sunt. Ca pe urmă s-a aflut că mulți dintre ei lucrau prin Germania, dar eu țin în evidență și trebuia să am evidență că trebuie să plătesc salarii. Cât de mari sunt datoriile la companie? Să vă spun ce știi, cele mai mari datoriile are la bugetul de stat. ONG-urile au propus aici grădini publice, ateliere, săli de concerte și de expoziții, spații de lucru pentru antreprenori și birouri pentru angajații primăriei. Care momentan poate stau în chirie. De fapt, asta era problema pe care o identificasem noi în primărie. Că primăria încă plătește chirie în anumite locații pentru a-și ține angajații. Dar aici e proprietatea ei. Ar fi firesc să vină. Alte 40 de organizații care vin și susțin acest demers, plus altele încă neancorate, avem comunități foarte puternice și brezle în jurul nostru creative, care au o putere imensă de a genera conținut, de a atrage bani privați sau bani europeni. Discuția poate fi și despre cum un oraș cum e Bucureștiul încearcă să facă retenție de talent, dacă nu cumva chiar să atragă talent din restul Europei. Doar că halele stau pentru moment cu lacătul pe ușă. Nici măcar primăria nu poate intra în propriile spații până când lichidatorul judiciar nu termină de vândut activele companiei falimentare aflate tot în subordinea primăriei. Nu există la niciun act făcut oficial între primărie și aceste societăți. Nu există. Atunci când societatea în faliment ocupă un spațiu nelegal, cum este cazul în speță, nu are titlu aici, nu poți să o dai afară oricum, decât dacă ai un titlu, te judește, s-a tetasul, sau dacă te înțelegi cu lichidatorul... Adică primăria se judece cu propria ei companie. Da, asta e legea, ce să vă spun. Am trimis o solicitare primăriei să o întrebăm ce gânduri are cu spațiile. Am primit un răspuns care complică și mai mult lucrurile. Terenul de 20.000 de metri pătrați, extrem de valoros din punct de vedere imobiliar, este acum sub sechestru pus de omul de afaceri Costică Constanda, în urma unui proces pe care l-a câștigat împotriva primăriei. Imediat mergem în Timișoara să aflăm cum se poate dezvolta un oraș din cultură și din clădiri de patrimoniu. Rămâneți cu noi! Timișoara. Orașul se reinventează după ce anul trecut a fost capitală culturală europeană. Au fost readuse la viață și deschise publicului hale industriale și clădiri istorice. Iar orașul a început să-și gândească o întreagă strategie de dezvoltare în jurul evenimentelor culturale. În timp ce la București multe porți rămân închise culturii, orașele din vestul țării încep să le deschidă cât de larg pot. Suntem în hala fostului muzeu de tramvaie din Timișoara. Alexandra Rigler este șefa Centrului de Proiecte, instituția din subordinea primăriei care gestionează domeniul cultural. E un spațiu, după cum vezi, ofertant pentru evenimente de scară mai mare. Anul trecut, cu ocazia Capitalei Culturale Europene, orașul a renovat halele și le-a deschis în premieră pentru zeci de evenimente, de la expoziții sau piese de teatru la concerte și petreceri. Spațiul a aparținut societății de transport public, care le-a dat primăriei pentru a face acest centru de artă și experiment. La 10 minute distanță, în bastionul orașului, au fost readuse la viață alte trei spații aflate într-un monument istoric. Aici sunt trei galerii, B1, B2 și B3, bastion 1, bastion 2 și bastion 3. Înainte de capitală, spațiile astea erau închise. Spațiul ăsta adăpostește foarte bine expoziții, pentru că poți lucra cu el, dar și piese de teatru mai interactive, happening-uri, proiecții, DJ și așa mai departe. Program constant pe tot parcursul anului. Orașul are multe piețe și artere pietonale și un centru istoric cu zeci de clădiri pe care a început să le renoveze. Experiența de anul trecut a arătat că patrimoniul construit adus la viață de evenimente culturale atrage mulți turiști.
pe octombrie, o lună nu cea mai plină din perspectiva turiștilor, evenimentelor, cred că peste 150-170 de mii de vizitatori, cred că o treime din DKMT, din Serbia, Ungaria, din țările învecinate. Spațiile renovate sunt oferite gratuit de administrație celor care vor să organizeze evenimente și astfel în oraș se întâmplă ceva interesant pe toată durata anului. Hai să vedem pe Bastion 1. Disponibilitate 1 8 martie și 13 martie 19 mai. Deci din tot anul doar ferestrele astea mai sunt disponibile. Restul e bucuit, e bucuit cu evenimente. Da, da. Am dat drumul la spații pentru comunitate, cred că acum 2 săptămâni. Anul acesta încep lucrările și la renovarea fostelor ateliere de reparat tramvaie. Aici vor fi laboratoare de cercetare pentru universitățile din oraș, grădini, spații de expoziții și centre de evenimente. O combinație între artă și știință. Există în Timișoara acest fenomen de brain gain, câștigăm profesioniști, vin pentru tot felul de oportunități și ale căror familii cred că au nevoie să nu doar să meargă la un shopping, la mall, ci să participe la tot felul de proiecte, evenimente, ateliere. Inclusiv centrul de proiecte a atras în ultimii ani specialiști din alte orașe care s-au mutat la Timișoara. Cel puțin la noi în echipă sunt 7-8 colegi care au venit din București, din Sibiu, din alte orașe din țară și care au rămas în echipă. De altfel, în contextul Timișoara 2023, foarte mulți profesioniști din sectorul cultural fie s-au mutat, fie s-au conectat cu orașul. Echipa centrului gestionează infrastructura culturală a orașului și trasează liniile de dezvoltare. Apoi apelează la experți independenți care decid ce proiecte sunt finanțate din bugetul orașului. Nu echipa centrului, nu consilierii locali, ca până acum, evaluează aceste proiecte culturale și încercăm să arătăm de fapt că sursele financiare care ne revin odată cu bugetul votat, care provin din taxele și impozitele cetățenilor din Timișoara, se reîntorc înspre ei prin aceste proiecte culturale, care sunt desfășurate în mare măsură de către sectorul cultural independent. Și ați urmează mișcările. De exemplu, anul acesta, printre cei care au primit bani, sunt asociațiile care organizează proiecte culturale în școli. Orașul vrea să atragă noi categorii de public. Această oră, de fapt aceste ore, îi pune pe copii să facă diferite mișcări pentru dezvoltare și interacțiune. Și tu mergi într-un cerc în jurul ei. Da, se poate să ne prieten mai mult, deoarece ne pune să ne lansăm pe echipe și ne împrietenim. Sunt foarte deschiși și unii dintre ei foarte curioși și foarte conștiincioși să înțeleagă ce se întâmplă. Aici ce avem toate punctele astea? Sunt școlile implicate în programul Școli Creative. Cred că sunt undeva la 28 de proiecte și undeva la 22 de unități de învățământ. Rețeta de la Timișoara, de apropierea publicului larg de un anumit set de valori prin intermediul culturii și a patrimoniului construit, este aplicată și la Oradea de Biserica Romano-Catolică. Aici este sala de audiențe. Dar mergem mai departe, care e mai... Asta este Matei Corvin la Porțile Vienei. Suntem în Palatul Arhiepiscopiei. Ridicat la sfârșitul anilor 1700, este cea mai mare clădire în stil baroc din România. Monumentul a fost retrocedat bisericii la sfârșitul anilor 2000, împreună cu o superbă grădină vieneză întinsă pe multe hectare. Bineînțeles că la un moment dat au fost multe semne de întrebare. Ce va face biserica cu astfel de clădire? Are aproape 110 încăperi. Mai bine de 2/3 din clădire este destinată vizitatorilor. Biserica a decis să îmbine activitatea pastorală cu cea culturală. Încăperile de la etajul 1 au fost transformate în muzeu, unde pot fi admirate cele 200 de tablouri din colecția Arhiepiscopiei. Se vizitează inclusiv camerele în care au înoptat pe vremuri regele Franț Iosif sau împărăteasa Sisi. Una din cele mai valoroase este această lucrare a lui Palma Vecchio. În muzeele din Florența este foarte, foarte des întâlnit. Aici ciclu din Vechiul Testament, Moise. 4 picturi pe care Maria Terezia, la inaugurarea clădirii în 1776, le-a trimis la Oradea. Asta a fost cadoul ei. La etajul 2
Galerii este Galeria de Artă Contemporană. Aici expun artiști români și internaționali, dar și studenții de la școlile de artă. Iar cramele de la subsol au fost transformate cu fonduri europene în spații de birouri și pot fi închiriate cu ziua de orice antreprenor. Spațiile vin echipate cu tot ce este nevoie pentru ședințe foto sau podcasturi. Există chiar și o zonă de relaxare. Este bine așa dacă există această, cum se spune, posibilitate de a nu fi foarte rigid. Palatul a fost renovat cu fonduri de la Guvernul Ungariei, în timp ce grădina de 6 hectare s-a transformat cu ajutorul unor proiecte europene. La fel ca muzeul, grădina este deschisă vizitatorilor pe tot parcursul anului. Se organizează inclusiv evenimente și spectacole. În unele zile, natura aduce vizitatori în număr record. A fost și 12.000. 12.000. Este sezonul magnoliilor, plus că acum de câțiva ani, cam în același timp înfloresc lalelele, peste 10.000 de lalele. Toată lumea vine aici ca să-și facă fotografii. În sala principală de la etajul 1 au loc în fiecare lună concerte de muzică clasică. Și oamenii se formează. Știți, când am început prima dată concertul la Palat, venea lumea din curiozitate. După aceea, la al doilea concert, am observat că deja schimbă ținuta, deja vin într-o ținută de concerte. Și nu se îmbracă pentru că vrea să arate altfel, ci pentru că își oferă un timp mai ales, mai select. Se creează niște punți între oameni, asta este important. Anul trecut, Timișoara a mai marcat o premieră. Prima expoziție muzeală de tip blockbuster, organizată în România după Revoluție. 130.000 de oameni au venit să vadă operele lui Brâncuș, aduse din Franța sau Statele Unite. Iar încasările au depășit costurile de organizare de 1,2 milioane de euro. Un an miraculos, nu? Am avut Brauner, Brâncuș, Picasso. E prima dată în ultimii 60-70 de ani în care poți să ai în același an în țară expoziții atât de importante, cu lucrări atât de venerate de atâta lume. Suntem cu Ervin Kessler în Muzeul de Artă Recentă din București. Aici a fost anul trecut expoziția Picasso. Zeci de tablouri ale pictorului spaniol au fost aduse pentru prima oară în fața publicului din România. Aproape 50.000 de oameni au plătit până la 100 de lei pentru un bilet. Din toate straturile, adică cu mult peste ceea ce spuneți prin nișa. Muzeul privat a fost deschis în 2018 în cea mai scumpă zonă din capitală, cartierul Primăverii. Investiția a fost finanțată de Roger Acuri, un om de afaceri cu origini libaneze care și-a făcut averea în industria farmaceutică și a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai mari colecționari de artă din România. Normal că atunci când am pornit muzeul, nu ne-am gândit că o să avem atâta public. Am depășit 100.000 de vizitatori din 2018. Din 2018, okay. Nu într-un an. Nu. Dar totuși avem muzeu mic, adică dacă am depășit 100.000 într-un an, pur și simplu n-am mai putea să funcționăm. Arhitectul a gândit clădirea din cartierul Primăverii ca pe un monument uriaș. Aici au fost pe vremuri, pe rând, comandament sovietic și reședința Anei Paucăr. Etajele negre, fără ferestre și cu multe colțuri reprezintă trecutul comunist al României. E o cutie complet închisă. Este un monument al întunericului istoriei noastre comuniste. Și cum o deschide? Se vede deja aici. Da? Parterul, respectiv prezentul, este perfect transparent. Intri prin prezent ca să pătrunzi un trecut și să înțelegi de ce, prin scobiturile pe care le face muzeul nostru, respectiv coridoare, punți, o groază de cotloane în muzeu, exact cum ar fi mintea cea din urma românului, în care pătrundem pentru a vedea ca un fel de trepanație. Expozițiile se schimbă o dată la câteva luni. În mod curent sunt aduse lucrări ale unor artiști importanți din străinătate, iar acestea împart pereții cu creațiile artiștilor români. Luna aceasta expun absolvenții din ultimii 3 ani ai celor mai mari 4 universități de artă din România, iar alături de lucrările lor pot fi admirate tablourile pictorului american Jonathan Lasker. Sunteți o instituție de cultură care vrea să provoace, da? Absolut. Aprecierea doar a eroicului, a pozitivului și a constructivului nu este neapărat cea mai bună. Pentru că, în general, creează oameni convenționali, care nu vor altceva decât să se integreze în, nu știu, niște cutii pătrate, în niște șabloane. Ce vrem noi să arătăm este că lucrurile stau mult mai complicate, sunt mult mai contorsionate și că adesea ceea ce scapă, ceea ce alunecă, ceea ce te deranjează, ceea ce te râcăie, dă sânge, creează o rană și rana asta nu dă doar durere, dă și un înțeles asupra existenței tale în propria ta lume.
Ieșim din cutia neagră din cartierul Primăverii și ne mutăm pe marele ecran să discutăm despre cinema, domeniul cultural cu cel mai mare succes la public. Merge mult mai bine decât ne-am așteptat. Aveam niște emoții, nu știam cum va răspunde un public care de aproape 10 ani nu a mai avut o astfel de sală de cinema. În ultimii 2 ani, în Timișoara, au fost renovate 2 cinematografe de cartier construite în timpul comunismului. Recent au început lucrările la alte 2 săli. Ioana Dragomirescu coordonează programul de filme și evenimente al orașului. Eu am plecat la 19 ani și am locuit mulți ani în Franța, unde am lucrat în industria cinematografică mereu. Și apoi am coordonat timp de 4 ani la București Elvira Popescu, care este, să spunem, cel mai de succes cinema art house al țării. S-a mutat la Timișoara anul trecut și și-a asumat un pariu ambițios, să atragă spectatorii cu filme diferite de cele din mall. O mare parte din proiecții sunt producții românești sau europene. Am avut peste 40.000 de spectatori la Cinema Victoria anul trecut. Timișul, în doar câteva luni de funcționare, a strâns aproape 15.000. Ca să atragă publicul, caută să aducă în săli și regizorii sau actorii din spatele filmelor, cu care apoi spectatorii pot interacționa după proiecție. De la Tudor Giurgiu cu echipa de la Libertatea până la Mircea Bravo, care a venit cu Nuntă pe bani, și de la Cristi Puiu până la Radu Jude, au fost aici în sală. Încearcă să ofere câte ceva pentru toate gusturile și vârstele, de la proiecții pentru seniori la programe pentru nou-născuți. Anul trecut a fost lansat programul Cine Mami, special creat pentru părinții cu copii mai mici de 2 ani. Care sunt în concediu de maternitate și de multe ori nu mai au ocazia să iasă la evenimente culturale. Am așteptat să venim și mai ales că rulează filmul pe care tot îl așteptam să-l vedem la cinema și nu puteam pentru că eram cu fetița acasă. Organizăm proiecții adaptate pentru ele, cu sonorul mai încet, cu lumina puțin aprinsă, în care se poate veni cu bebelușii să-i hrănească, să se joace, să facă orice, dar în același timp mămica poate să urmărească un film. Alt program este dedicat adolescenților. O zi pe săptămână, cluburile de tineri cinefili își aleg ce film vor să vadă și cu ce invitați vor să discute după. Le lăsăm cât de multă libertate putem, le dăm o listă foarte lungă de filme din care ei pot alege ce doresc să vadă împreună cu colegii lor. Îi încurajăm să se gândească ei la cine ar putea face discuția de după. Au fost sportivi, un alpinist, de exemplu, sau regizor unui film care a filmat un alpinist care a mers pe Himalaya, a fost un critic de film, psihologi, evident, de multe ori apar. Toate evenimentele prezentate în reportaj au însă loc în mediul urban, în timp ce jumătate din populația României trăiește la sat, unde cultura este cel mai greu accesibilă. Aici ce era? Colonie. Colonie muncitorească. Și tu ai stat aici de la ce vârstă la ce vârstă? De când m-am născut. De când te-ai născut până? Până am plecat, până la 18. Suntem în comuna Peștișani, județul Gorj, în satul natal al actorului Cuzin Toma. Uite portretul acolo. Fața aceea de acolo? Aia, da. Tu ai făcut-o? Da. Am vrut să fac autoportretul. Nu? Ce zice domnul Firicel? Zice ce îi spun alții, domnul Firicel. El vorbește, spune texte învățate. Vă salut. Publicul larg îl cunoaște mai degrabă ca Firicel din serialul Las Fierbinți. Și ce te bucur, mă, așa? Vai de capul tău, pe tu nu știi ce te-ai băgat, bă, băiatule, bă. De 3 ani, Cuzin Toma organizează într-o poiană de la marginea comunei Peștișan festivalul de film la sat. Montează un proiector pe cabina unui tractor și le pune oamenilor filme românești. Dacă nu visăm măcar o dată că zburăm, ne e frică să alergăm sau chiar să mergem. Ideea i-a venit în 2019, când a vrut să aducă la el acasă filmul alb-negru Aferim, premiat cu Ursul de Argint la Berlin. Și Firicele, cum se zice? Și zice, bă, lăsați-mă pace cu Firicel. Haideți că vă arăt că am făcut și alte filme. Un actor nu face doar televiziune și a venit cu Aferim. Un film la care zici că nu vine publicul larg. Un film greu. Un film greu, da? Filmul lui Radu Jude abordează tema sclaviei și a rasismului din societatea românească, iar Cuzin joacă rolul unui rob urmărit și torturat de boieri. Și am avut o surpriză să vină 2500 de oameni să umplu câmpul ăsta. Bună seara! Mă bucur foarte tare că vă mai. Între timp, festivalul Film la Sat a ajuns la a 3-a ediție și 15.000 de participanți. Anul acesta merge în 10 sate. Aduce actori, regizori, organizează piese de teatru și ateliere pentru copii. La țară, ca așa ce-o toamă, că ei sunt de la țară. Ba nu, nu, ei nu știu. Ei sunt din contră, sunt un public mai sincer și mult mai pe termen lung. Ei sunt ca un buret uscat pe care l-arunci într-o apă. Vezi în ce apă l-arunci. Tu te regăsești cumva în Aferim? Regăsesc societatea și azi.
E o replică acolo celebră. Cine se trezește primul, ăla ne dă direcție. Motoul festivalului este Dacă eu pot, și tu poți. Pentru că viața lui s-a schimbat radical după ce a întâlnit-o pe Cristina, artista care a devenit soție și l-a introdus în lumea culturii. Nu acolo a fost făcută proclamația de la 1848? Ce proclamație? Acolo a început revoluția de la 1848. Da? În 2015, cei doi au jucat împreună în filmul Comora. Așa a fost și m-am ținut după ea și cred că prin ea am înțeles eu ce înseamnă educația asta culturală, de fapt, și artistică. Pentru că era primul om care se uita la mine ca la un om. Tu erai atunci ce erai? Miner? Era miner. Adică nu vedea nimic greșit, nici în felul în care vorbesc, nici deși eu eram agramat, nici în felul în care mă port, deși eram ca un elefant într-un magazin de porțelan, dacă îți puțin pagina. Adică eram și mă vedea. Și mi-am pus întrebarea de ce. Și încet am descoperit că e un artist. Că a avut acces la artă, că a avut acces la cultură. Încet, încet am început să învăț, să fiu mai bun, mai deschis și mai tolerant. Să mă accept pe mine, a fost greu să mă accept pe mine, să-mi accept condiția. Cultura ne ajută să ne acceptăm și să ne îmbunătățim condiția. Suntem o țară cu prea multe lipsuri ca să nu ne dezvoltăm și educăm prin cultură. Avem spații unde putem clădi și oameni dispuși să le aducă la viață. O generație nouă de artiști vrea să se facă auzită și are în sfârșit un public suficient de mare alături de care să crească. Vă mulțumim pentru mesaje. Vedeți edițiile noastre pe știrileprotv.ro și pe Voio. Atât pentru astăzi. Vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!